Bună salutare, fraților, eu sunt Pejar și astăzi m-am gândit să fac un clip de vlog. Nu este clip de reacție, este clip de vlog pentru cei care mă urmăresc. Vreau să vă spun doar atât, vă respect, respectele mele din partea mea pentru voi care v-ați abonat. Nu uitați să dați un like, un subscribe și un comentariu dacă v-a plăcut. Probabil vă întrebați că unde sunt. Sunt pe muntele Măgura, adică, mă rog, mai am până la intrarea în munte, dar sunt pe potecă, așa. Sunt pe o potecă care duce la intrarea în muntele Măgura. Și vreau să spun doar atâta că îmi pare rău că n-am putut să filmez de când am plecat de acasă. Pentru că nu mi-a funcționat căștile, a trebuit să le bag la încărcat cel puțin 15 minute, 20 maxim, ca să pot să le folosesc, să le bag în ureche și să mă puteți auzi. Nu știu dacă se aude bine, dacă se aude bine, vă rog eu frumos să-mi scrieți în comentarii, în secțiunea de comentarii, acolo, să-mi ziceți dacă se auzi bine, dacă nu, și așa mai departe. Aștept comentariile voastre și pentru un clip de Q&A, adică întrebări și răspunsuri, care doriți să-mi puneți întrebări. Cu ce vreți voi, numai să nu fie cu înjurături. Nu accept asta. Dacă primesc comentarii cu înjurături, automat vă veți vedea că sunteți ștergi, nu o să vă iau în evidență și o să vă dau raport. Simplu. Normal, eu trebuia să plec pe munte cu Lovin, cu colaboratorul meu, dar n-am mai plecat cu Lovin, că m-am gândit să fac clipul ăsta repede pentru voi și na, sunt multe chestii care nu am avut timp astăzi. Nu uitați să vă abonați și la canalul meu secundar, Ioni Blinder, o să-l aveți aici în clip scris undeva, o să apară titlul, cum să căutați și vă rog frumos să vă abonați acolo și dați like. V-am arătat și o mică parte din peisaj, ceea ce n-am putut să filmez. M-am băgat până în zăpadă. Dar e ok. Mă duc unde e zăpada mai mare. Acolo îmi place mie cel mai mult. Așa. Sper să vă placă acest clip. V-am mai spus ca la început. Nu uitați să vă abonați, să dați like și comentariu. Dacă vreți voi și un share, nu m-ar deranja, pe Facebook, pe Instagram, unde doriți voi. Doar că v-am zis, comentariile nu le vreau cu înjurături. Dacă găsesc un comentariu cu înjurături sau cu jigniri, automat vă veți primi raport pe comentariu. Și am să vi-l șterg automat. Pentru că cei de la YouTube o să aibă grijă să vi-l ia în evidență dacă înjurați sau dacă înjurați sau mai știu ce vreți voi să scrieți. Cum vă spuneam de la bun început, trebuia să-l iau pe colegul meu de filmare, doar că n-am mai avut chef să-l mai sun. Că am zis că vreau deocamdată să fac așa un clip scurt pentru vlog. Iar la un moment dat când o să fiu cu el, o să fie un clip foarte, foarte lung. O să apară și clipul acela lung, tot în muntele Măgura o să fie filmat, doar că o să fiu împreună cu Lovin.
El e colegul meu de filmări. Colaboratorul meu. Așa. Mai avem încă un pic și ajungem în munte. Și acolo o să vedeți minunăție de întuneric ce e acolo, pentru că este ora 6 fără 20 când eu filmez clipul ăsta pentru voi. 6 fără 20. Sper doar să nu întâlnesc un câine ciobănesc sau câine de lup sau mai știu eu ce fel de animale sau urși, pentru că sunt și urși, dar în perioada asta ei hibernează. Eventual dacă iasă din bârlog să vâneze mâncare sau ceva, nu știu, să caute, nu să vâneze mâncare, să caute mâncare, de fapt, m-am bâlbuit eu un pic și se aude o rachetă, un avion, de la distanță mare. Era fain dacă ningea un pic, un pic așa de peisaj, era foarte frumos, dar nu puteam eu să filmez cu telefonul pentru că intra apă la telefon, mai ales că telefonul meu e un pic spart la display și mă deranjează un pic pe mine. Așa. Aici este un cămin pentru oamenii bolnavi bătrâni, mazile bătrâni. Vă rog eu mult să nu luați în bătăie de joc. Eu nu filmez asta ca să îmi bag joc sau ceva. Doar că eu vă arăt niște chestii foarte frumoase, niște chestii interesante, ceea ce nimeni nu a filmat vreodată. Și da, e un vlog din gât. E un vlog din gât. Am mai auzit la cineva care făcea, care face vlog, e o vlogăriță, nu-mi vine pe limba acum numele ei, așa, o puteți găsi și pe TikTok, dacă nu mă înșel. Poate vă e mai ușor așa. Așa, latră un câine aici, e o căbănuță. Așa, văd că s-a prins un bec acolo, dar nu știu, nu știu ce să zic. Așa, așa că fac și eu vlog din gât. La un moment dat vă dați seama că îmi va fi un pic răce la mână și va trebui să schimb mâna. Am plecat și eu ca ca peștele pe uscat, cu tricou pe dedesubt la geaca asta, mai ales că geaca asta e groasă, bineînțeles că e groasă, de aia am dat cât am dat pe ea, 150 de lei, nu mai mult, dar e groasă și ține de cal și mie asta îmi place. Numai că palmele n-am mănuși pe ele, ăsta e un ghiul, praf de el, așa. Rucsacul în spate, bineînțeles, am o cola zero zahăr cu lămâie verde. Yummy. Așa. Am impresia că cât de curând mi se va face sete. N-am știu ce, mă întrebați. Mă uit încolo pentru că... uitați-vă și voi. Mă uit încolo pentru că văd acolo lumina aprinsă. Înainte nu era nicio lumină aprinsă, era beznă totală. Acum au pus lumină. Mă înțelegeți? Aia vreau eu să... vroiam eu să vă arăt, dar vreau să fiu foarte aproape ca să pot să filmez chestia asta. Înainte nu era bec, înseamnă că cineva o aranjat chestia asta. Probabil că primarul orașului Cisnădie a făcut chestia asta. Și eu sunt din Cisnădie, nu pot să zic că nu. Dar probabil că primarul nostru a făcut chestia asta ca să nu mai fie beznă noaptea. Pentru că aici se ține, nu știu, drumeția sau excursie, nu știu cum să-i zic, excursie sau ca un fel de excursie, drumeție, cum vreți voi să o numiți, Floarea de Colț. La nu știu câta ediție, eu când am fost la ediția 20 sau 21, nu mai știu, eram praf cu florile.
te pune să ghicești flori și alte chestii. Mă rog, sunt mai multe concursuri la această excursie floare de colț sau drumeție. Nu știu cum să o numesc. Și da, am plecat de acasă cu părul ăsta, cred, și ciufulit un pic, pentru că n-am mai avut când să mă mai piaptăn. M-am grăbit, am zis, bă, hai să fac clipul ăsta, să vadă oamenii ce frumos e. Un peisaj joa pe timp de iarnă, dar să vedeți vara ce frumos e. Eu și vara am fost aici pe munte și am fost și iarna, numai că n-am filmat nimic, că mi-am făcut doar poze și aia au fost. Și le-am pus pe Instagram. Așa, pentru cine vrea să mă caute pe Instagram, o să vă pun aici numele de la Instagram, nu o să vi-l zic, pentru că nu mai vreau să fac chestia asta, să dau cu numele de Instagram pe clipuri. Așa. Și se pare că am ajuns, e o barieră. Nu știu cât de departe o să mergem, pentru că la un moment dat va trebui să facem cale întoarsă, să ne întoarcem înapoi către casă, pentru că deja se lasă foarte frig și frigul devine foarte, foarte, foarte dur cu noi, să zic așa. Și mie mică o să-mi înghețe mâna pe telefon, nu o să mai pot filma nimic, așa o să vă pară vouă rău, că n-ați văzut ceva frumos. Și mie o să-mi fie ciudă și o să-mi pară și mie rău, la fel ca și vouă, că n-am apucat să filmez ceea ce a trebuit. Ok, revin cu un update. Nu uitați, fraților, cam așa arată becul. Nu știu, înainte nu era bec. Trebuie să vă recunosc că înainte nu era bec, era beznă. Ieșai din munți, era vai și amar. În fine, acum e ok. Domn primar, vă mulțumim dacă dumneavoastră ați pus becul ăsta la stâlp. E ok și așa rău. Așa. Revin înapoi la clip cu update. Mai ales că aici este pustiu. Trebuie să am un pic de grijă. Cu un cal pe aici. Bă, ce-a făcut? Ioi! Avai! Așa. Nu o să mai puteți vedea foarte clar și display-ul de la telefon e crepat. Undeva într-un colț este spart rău de tot. I-am dat o mare trântă. Așa. Acum mă puteți vedea, sper. Din cauza la becul ăsta, eu trebuie să am grijă un pic la noroaie, pentru că sunt multe noroaie pe aici, trebuie să merg pe unde este noroiul mai uscat. Dar nu cred eu că găsesc cu noroi mai uscat și mai întărit, deci trebuie să pot să cac și eu cum trebuie ca tot omul. În fine. Ok, s-a părut. Na, uitați, asta este intrarea în munte. Pentru cine vrea să vină să facă o excursie, nu cu mine, cu prietenii voștri sau familia sau neamurile, dacă vreți să veniți să vă plimbați sau să faceți o excursie, o plimbare până sus în vârful muntelui, vă recomand. Este aer curat, e pustiu, se aude ecou. Aici, dacă vreți să zbirați, puteți să zbirați cât vreți voi. Doar că ideea e să vă luați cu voi cele necesare, adică mâncare, ceva de hidratare și să aveți, să fiți îmbrăcați groși, mai ales iarna. Vara nu este indicat să fiți îmbrăcați groși decât echipamentul de alpinism, de echipamentul de munte, cum ar veni. Așa. Este foarte frumos, e noapte, s-a întunecat, se vede și pe filmare acum, se vede clar că e noapte. Nu mai dau cu blițul la telefon ca să se vadă exact cum trebuie, e pustiu, suntem la început de drum, ne-am venit tocmai de acolo, așa, și ne ducem încolo. Așa, v-am spus, dragilor, este un drum... foarte frumos, aici se circulă cu ATV-urile, cu motoarele, cu bicicletele, cu iarna cu sănile, cu schiurile, se circulă, se umblă foarte mult, doar că acum nu știu, probabil că oamenii sunt și ei băgați la cabană,
fac și ei grătare, chestii. Pentru că am mai văzut din astea și e chiar frumos. Adică aici în munte să vii să iei aer curat, să te simți bine, să te relaxezi, să auzi natura cum cântă și cum sună și cu alea, e chiar super ok. Acum să nu credeți că eu o zic asta doar pentru că am băut ceva sau mai știu ce. Nu, n-am băut nimic, asta să știți, e tot în regulă. Eu doar vă spun câtă liniște, pace și armonie este aici, în munți, pentru că cam asta se întâmplă. Uitați, nu o să vă arăt... Nu o să vă arăt mare lucru. E un peisaj frumos. Uitați. Eu zic că e super ok. Am auzit ceva. Dragilor, o să mă întorc înapoi pentru că am auzit ceva. O să mă întorc înapoi și probabil că la clipul următor o să revin cu Lovin, dar o să revin, cum să vă spun eu. O să revin într-un clip mai lung pentru că acum e noapte. Am auzit niște sunete ciudate, nu știu ce sunete sunt alea. Nu știu ce sunete sunt alea, dar am auzit ceva. Am auzit ceva și știu că nu mi s-a părut. Nu vă faceți grijă, oameni buni, dragii mei. Nu o să mi se întâmple mai nimic, dar e bine că am fost foarte atent la sunete, chiar dacă am casca în ureche, eu aud, adică nu e o problemă pentru mine. Deocamdată nu sunt surd. Am vrut să fac un clip undeva la, nu știu, 20 de minute maxim, dar n-am reușit. 20 de minute, 30 de minute, 40 de minute maxim. Aproximativ, n-am vrut să mă rângesc foarte mult, doar că ideea e că v-am spus, dragii mei, am auzit ceva și acum noaptea e foarte periculos, o să mă întorc acasă, înapoi, pe drumul meu și voi o să vedeți clipul pe care eu o să-l încarc, probabil astăzi sau, nu știu, văd eu. Da, astăzi o să mă apuc să îl editez, să-l montez și să fac tot ce trebuie. Da. Cam atât am avut de spus. Eu sper că v-a plăcut acest clip cu tot ce v-am arătat eu, peisaje unde am filmat și așa, căbănuțe, căsuțe, aproape de la intrarea în măgură, deci eu sper că să vă placă. Data viitoare o să vin cu Lovin. O să-l vedeți și pe el pe filmare. Probabil că o să vină și el cu telefonul lui să filmăm. O să filmăm amândoi. Doar că o să fie un clip mai lung. O să fie două părți. Asta e prima parte și cealaltă o să fie partea a doua. Și o să fie mult mai ok. Deja iar am intrat la lumina becului. Sper că totul e în regulă, da. E în regulă. Așa. Aici e o cameră filmat. Bă, sper că nu m-am filmat, nesimțiți. Așa. Ok. Bun. Cam atât a fost, dragii mei, pentru această
seară. Sper că v-a plăcut mica noastră plimbare pe munte. Nu uitați să vă abonați, să dați like și un comentariu. Eu sunt pe Jar, voi tocmai v-ați ars cu mine, v-am pupat. Pa!